Iubitorii de atletism s-au adunat sâmbătă aceasta în incinta sălii de sport a Clubului Atletic din Roman pentru a participa la o competiție ce și-a propus să verifice abilitățile viitorilor sportivi din domeniu. De la alergarea cu viteză sau alergarea peste garduri și obstacole la sărituri în lungime, cam de aceste probe au avut parte tinerii participanți. Împreună cu Direcția pentru Tineret și Sport și Asociația Județeană, am luat hotărârea, pornind dintr-o glumă, să facem o verificare, după care am stat și am analizat mai mult și am zis să-l facem concurs, să-l facem un concurs doar pentru județul Neamț, la care propunerea celor de la direcție și cu cei din... să-l facem și cu invitați. Și am invitat de la Iași, de la Bacău, Câmpul Lung Moldovenesc, Piatra Neamț, Ceahlău, Bicazu, CSS Târgu Neamț, Clubul Atletic Roman și cu CSS și LPS Roman, și în total s-au adunat vreo 400 și vreo 80 de copii. E pentru prima dată când văd, sunt un pic emoționat, pentru prima dată când văd atât de mulți copii în sală și urmează să vedem cum reușim să-i strunim pe toți ca într-adevăr concursul să iasă foarte bine. Probele sunt pentru copiii 2, copiii 1, juniorii 3 și juniorii 2, 1, care vor face o verificare. Probele sunt 50 la copiii 2, 60 de metri plat la copiii 1, vom face după aceea înălțime, lungime și o probă de cross care se va desfășura în parc. Arbitrajul este asigurat de către colegii mei de la Clubul Atletic cu LPS Roman și colegii care au venit de la Iași, de la Suceava. Surprinzător pentru noi, participare extraordinar de mare. Dar nu numai atâta, făceam o paranteză că astăzi Romanul este plin de competiții sportive și activități sportive, numai aproape de noi aici. Este un stadion național de Coanchido care la fel adună enorm de multă lume. Suntem mulțumiți, e un concurs de verificare, e ceea ce ne-am propus. Suntem exact în baremurile și în parametrii în care i-am prognozat. Ultimul timp, din păcate, datorită banilor din ce în ce mai puțini, cluburile au acces la din ce în ce mai puține competiții sportive și atunci Romanul așezat strategic, cum ar veni, între Bacău, Iași, Suceava, Focșani, a reușit să adune cât mai multe cluburi pentru că aici, venirea aici înseamnă cheltuieli mici pentru astfel de deplasare. Competiția a început în jurul orei 10 și s-a încheiat la ora 14. La final, eforturile sportivilor au fost și recompensate cu premii bănești. Împreună cu cei de la direcție, cu Asociația Județeană, am hotărât, pentru că tocmai de asta doream să-l facem în prima parte, numai pentru județul Neamț, din cauza finanțării. Vor fi acordate premii, în special pentru copiii 2, copiii 1, cu sume, zic eu, destul de modice. 30 de lei, 300 de mii, 200 de mii și 100 de mii, deci locul 1, 2, 3. Încercăm să reușim, să rezistăm și să facem acest concurs. Premiile nu sunt mari, de fapt nici nu ne-am propus de la început să avem premii. Noi am vrut să facem un concurs de verificare în care copiilor să le dăm doar diplome, dar am avut această posibilitate și atunci am reușit să-i motivăm și cu premii în bani. Nu sunt mari, sunt mici, dar este exact cât trebuie pentru momentul ăsta. Tinerii participanți sunt sportivi aflați abia la prima etapă a carierei lor, dar care, potrivit spuselor organizatorilor, reprezintă viitorul sportului românesc. E un concurs dedicat copiilor și juniorilor. Să avem răbdare să ajungă nume mari. Numele mari sunt la nivelul tineretului și senioratului, aceia sunt în pregătire. Îi avem printre noi la antrenament astăzi, dar aici în sală, eu zic că e viitoarea pepinieră a performanței atletismului din județul Neamț și din țară. Competiția de sâmbătă a fost o reușită, care a adus mulțumiri atât în rândul concurenților, dar și în rândul profesorilor de sport care îi îndrumă.